Bine v-am regăsit la o nouă emisiune, Mosaic Cube. Odată cu înaintarea în vârstă, semnele încep să se vadă din ce în ce mai bine, chiar dacă vrem sau nu. Fie că vorbim despre riduri fine sau linii de expresie, atunci oamenii încep încet, încet să apeleze la unele intervenții estetice pentru a-și îmbunătăți aspectul. Pe de altă parte, mai vorbim și despre categoria celor care nu o fac neapărat dintr-o necesitate, ci pentru că e la modă sau doar dintr-un moft. Aici vorbim poate despre mărirea volumului buzelor sau a pomenților. Cred că este un subiect destul de abordat teoretic în zilele noastre, având în vedere multitudinea de oferte de pe piață, dar nu este chiar așa. Probabil că ați auzit de multe ori la televizor sau mai ales în viața reală expresia și-a pus botox în buze. Total greșit, dacă este să o luăm științific. Este foarte important, cred că, să știm să folosim termenii corecți pentru a nu ne induce în eroare nici pe noi, dar nici pe ceilalți și să știm ce se află, de fapt, în compoziția lor și la ce folosesc mai exact. Iar pentru asta o am alături de mine astăzi pe Corina Seiman, lector universitar, doctor, care ne va spune mai multe despre această confuzie legată de botox și acid hialuronic, care există chiar și în zilele noastre. Bună ziua! Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici. Mă onorează invitația dumneavoastră. Aș începe prin a vă spune că cred că, într-adevăr, unele lucruri sunt la modă, altele sunt la modă, dar nu se potrivesc, altele se potrivesc și nu ținem cont neapărat de ce este cu adevărat esențial. Carl Jung spunea că ceea ce negăm ne stăpânește și ceea ce acceptăm ne transformă. Sunt perfect de acord. Nivelul de frumusețe și de reperele legate de frumusețe de-a lungul anilor au suferit diverse tipuri de modelaje și de procese, unele de eroziune, altele de transformare. O stare de sine ridicată acceptă sau accede la o părere care nu neapărat este uniformă cu a celorlalți. Nivelele de frumusețe, în esență, se raportează din punct de vedere al chimiei, simetriei, la forme simetrice. Dar avem în natură și o serie de forme nesimetrice care arată un grad de frumusețe pe care noi îl evidențiem ca și fiind unul calitativ. Diferența între botox și acid hialuronic comportă mai multe tipuri de, să zic, repere la care ne raportăm. Așa cum nu există boli, există bolnavi, așa nu putem să spunem că doar botoxul sau doar acidul hialuronic se potrivește o anumită persoană. În primul rând, ar trebui să ne informăm cu atenție și din surse științifice asupra ce înseamnă chimia botoxului și chimia acidului hialuronic. În al doilea rând, acidul hialuronic este o moleculă cu, să zic, două tipuri de conexiuni. Este cross-linkată în formă reticulată și non-cross-linkată non-reticulată. Asta înseamnă că ne referim la acid hialuronic care poate să dea volum și ne referim la acid hialuronic care poate să dea elasticitate. Acidul hialuronic este o proteină pe care o avem la nivelul structurilor pielii de când ne naștem, dar pe măsură ce îmbătrânim și procesele de îmbătrânire își fac de cap pe parcursul vieții, în funcție de factori de risc, de factori genetici, de factori nocivi, exogen care vin din exterior, acest proces de îmbătrânire este accelerat sau încetinit. Putem să mergem într-un proces de îmbătrânire care să-l putem stopa, să-l putem să-l mascăm sau putem să-l încetinim în funcție de cum acționăm. Sigur că și botoxul este o
spre deosebire de acidul hialuronic, dacă ne referim la chimia botoxului, botoxul este o, sau toxina botulinică, este o toxină care este produsă de Clostridium botulinum. Este una dintre cele mai toxice toxine, ca și Clostridium tetani. Poate să producă efecte pozitive, dar poate să producă și o serie de efecte negative. De asemenea, ca și acidul hialuronic. Toxina botulinică a fost purificată prin procese atente de selecționare și purificare. Paralela între cele două vine într-o nișă în care este foarte important cum și când acționăm și cum se produce acea diorama tabloului estetic în funcție de ce decidem împreună cu medicul estetician sau cu chirurgul de chirurgie plastică sau cu medicul dermatolog care are o serie de competențe și de cursuri făcute și asimilate într-un proces de învățare permanent care permit comunicarea cu pacientul respectiv încât în final să vedem ce îi se potrivește și efectul scontat să fie dintre cele mai dorite. Toxina botulinică este un tip de toxină care a suferit o serie de procese de purificare. De acum 20 de ani, toxina botulinică a fost folosită pentru o serie de patologii. De la blefaroplastii, ridicarea sprâncenelor, până la atenuarea spasmelor musculare. Sunt o serie de proceduri medicale pentru care toxina botulinică a avut o relevanță și un efect extrem de benefic. Ulterior s-a trecut la utilizarea toxinei botulinice pentru procesele de înfrumusețare. Toxina botulinică nu este folosită pentru umplerea buzelor. Aici avem acidul hialuronic care creează volum și elasticitate, menține structurile pielii. Toxina botulinică se folosește pentru straturile inferioare ale pielii. Aici m-aș referi la ridurile, de exemplu, transversale de la nivelul frunții, la ridurile din jurul ochilor pe care noi le numim labagâști din popor. Sunt mușchi orbiculari care, datorită unor mimici, să zic, de râs, plâns, extrem de dese sau de încruntare, ele erodează suprafața pielii. La mușchii de la nivelul nasului sau al transversal sau orizontal de la nivelul sprâncenelor, toxina botulinică poate să creeze efecte dorite care să practic să decontractureze fața. Fiind o toxină, ea paralizează practic musculatura, nu mai permite impulsurile nervoase care trec prin nervi să parcurgă traseul între creier și musculatură. Sigur că injecțiile se fac de către o persoană specializată, cu ACFIN, există o procedură atentă prin care se urmează anumiți pași, fața este demachiată, trece printr-o serie de, să zic, etape de substanțe dezinfectante prin care se curăță în profunzime straturile dermului și epidermului. Apoi medicul estetician marchează, poate să marcheze cu o cariocă suprafața care urmează să fie injectată cu toxină botulinică. Această suprafață este apoi supusă injectării cu ACFIN. Urmează o procedură de oxigenare, de volum, de estompare a celor riduri. Efectele nedorite care pot să apară sunt de cele mai multe ori din tehnici de injectare nepotrivite. Vorbim de o serie de produse, sunt o serie largă de produse care permit o conducere atentă a unor tehnici de injectare și sunt produse benefice și de acid hialuronic și de botox, care pot să fie aplicate pe piele, dar în funcție de
greșelile care se pot face sau de nepotrivirea substanței respective pentru tipul de pacient, putem să ajungem la ptoza pleoapei, adică căderea, lăsarea straturilor inferioare ale pielii. Putem să ajungem la imaginea de față înghețată, de frozen eyes, sau putem să ajungem la sindromul Mr. Spock, asemenea personajului din Star Trek, care e tendința de sprânceană întrebătoare, sau o serie de alergii sau de cicatrici cheloidice sau granuloame care se pot realiza pe piele din tehnici de injectare nepotrivită. Trebuie să menționez aici că tot ați spus de persoane nepotrivite. Într-adevăr, costul este unul destul de ridicat, poate pe care nu și-l permite oricine, chiar dacă și-ar dori. Și atunci apelează la internet, unde mulți oameni activează în mediul online și fac acest lucru la domiciliu. Noi nu știm foarte multe lucruri despre ei și totuși o luăm de bine. Și atunci ei nu cred că au multe studii medicale în acest domeniu și ajung să ne facă mai mult rău decât bine. Este foarte adevărat. De aceea nu e recomandabil să se facă decât în cabinete specializate care presupun o calificare a medicului repede de chirurgie plastică sau dermatolog sau chirurgie generală sau vasculară, care are cursuri și competențe desfășurate pe aceste tipuri de proceduri. Deci sunt adepta unor tehnici și proceduri care vin în ajutorul nostru atât timp cât le cunoaștem și știm de ambele părți ale baricadei la ce ne putem aștepta. Nu există nicio substanță fără efecte adverse. Doza face diferența. Cum spunea Paracelsus, orice e toxic, doza va face diferența, dar în primul rând, dacă suntem informați și ajungem la un consens cu medicul estetician și acceptăm ceea ce putem schimba și ceea ce putem, să zic, finisa, lucrurile vor fi cu efectele scontate pe termen lung. Și la acid hialuronic și la botox, în funcție de tipul de injectare, pe tipul de zone și pe tipul de produs, sunt fillerele cu acid hialuronic care se folosesc, efectul poate să fie de durată și pot să repeți procedura la o anumită perioadă în funcție de cum ai decis împreună cu medicul estetician că s-ar potrivi în etapa următoare un alt tip de produs sau la o anumită perioadă, dar totul după o informare atentă și după o comuniune, practic și o comunicare, o stabilire în primul rând a chimiei între cele două persoane care urmează să realizeze activitățile respective. Bun. Haideți să vorbim un pic despre cremele cu acid hialuronic. Înlocuiesc ele o astfel de intervenție pe termen lung dacă o facem? Nu, cremele cu acid hialuronic nu înlocuiesc aceste tehnici care se adresează în anumite categorii de persoane. Se pot folosi de către diverse tipuri de pacienți. Sunt și bărbați și femei care folosesc atât tehnicile cât și aceste produse cu acid hialuronic, dar, repet, sunt utilizate pentru opțiuni diferite și pentru efecte scontate diferite. Deci nu putem să le combinăm sau... Nu putem să combinăm fără o părere calificată din partea unei persoane specializate. Sigur că după desfășurarea unor anumitor tehnici de injectare cu acid hialuronic sau cu botox, produsele cu acid hialuronic care se folosesc în sub supraveghere sunt produse măști cosmetice sau creme cu anumite concentrații de acid hialuronic care permite o biodisponibilitate și un grad de hidratare a pielii pe anumite zone după procedura respectivă, ca efectul scontat al procedurii să rămână cu efecte benefice și utilizarea unui grad de îngrijire și de
de selecționarea unor produse de dermatologice sau dermatocosmetice pe care le vei folosi ulterior procedurilor respective. Bun, haideți să vorbim acum puțin despre mituri și adevăruri, ce e adevărat, ce nu. Ce se întâmplă când ne oprim? Cred că mitul aici vis-a-vis de oprirea utilizării produselor sau tehnicilor respective este unul dintre miturile false, în care dacă te-ai oprit, efectul, sigur că te întorci la starea inițială. Efectele pe care le are o tehnică sau utilizarea unui anumit tip de produs va avea efecte atât la nivel fizic cât și la nivel psihologic, pentru că ele creează o anumită stare. Tot spun că fericirea e formată din molecule mici care nu sunt nu le primești sau nu le asimilezi în doze mari zilnic. Sunt din molecule mici care le poți prinde ca un șirac de perle în anumite momente. Așa e și cu, să zic, starea de spirit pe care ți-o poate schimba o haină sau un produs cosmetic sau un ruj sau o cremă sau o coafură care te poate aduce într-o stare benefică, pentru că până la urmă totul este de chimia interioară care produce niște schimburi energetice vis-a-vis de persoanele cu care interacționezi sau cu care vii în contact. Dar după ce te-ai oprit din aceste tehnici, vei reveni ușor și sigur la starea inițială. Și atunci, bineînțeles că te-ai obișnuit cu o anumită imagine pe care ți-ai creat-o la nivel mental și cu care vii în societate, și atunci trebuie să ții cumva de linia aceea încât să fii tu împăcat cu tine. Deci de dependență sau nu? Dependența probabil că este la nivel psihologic. La nivel fizic nu există o dependență fizică care ar putea să te convingă că trebuie permanent să apelezi la aceste tehnici. Dar cu siguranță dependența psihologică te face să intri într-un cerc vicios în care s-ar putea să nu mai poți ieși. Dacă injectăm o cantitate mai mare din acestea două, rezultatele sunt mai de durată sau mai de... Nu, acesta e din nou un mit fals. Cu cât injectăm o cantitate mai mare, nu obținem un efect mai de durată. Am putea să obținem efecte nedorite care să ne facă să nu mai putem repara acele greșeli. Sigur că efectele se vor duce în timp, un timp mai scurt sau mai îndelungat, dar ideea este să se pornească cu injecții potrivite, cu cantitate potrivită, cu concentrații potrivite pe tipurile respective, detent după o diagnoză și o dermatodiagnoză, analiză a tenului respectiv potrivită pentru persoana respectivă și, bineînțeles, ținând cont de vârstă și de factorii care predispun persoana respectivă la anumite tipuri de patologii. Aceste tipuri de injectări nu se pot face persoanelor care au boli autoimune sau, de exemplu, la Botox, care au miastenia gravis, care sunt patologii ce indică o slăbire a musculaturii sau boli inflamatorii. Nu este de dorit să se aplice aceste tehnici pacienților care au tratament cu clopidogrel sau cu substanțe antiagregante plachetare sau anticoagulantă, pentru că pot să predispună la hematoame. Nu este de dorit, nu se pot aplica femeilor însărcinate sau pe perioada alăptării, pentru că pot să producă o serie de difuziuni în straturile pielii unde nici nu ne așteptăm, sau pot să producă alte tipuri de tumefiere ale suprafețelor pielii, care ulterior creează un grad de asimetrie și mai mare. Deci înainte de a merge la medicul estetician, este nevoie să apelăm mai întâi la anumite controle, poate pentru că nu știm poate dacă avem o anumită problemă. Categoric. Deci în momentul în care decizi că vrei să alegi această cale,
trebuie să vii cu toată deschiderea și cu toată dăruirea spre a-ți realiza un traseu și un set de analize care îți arată unde, pe unde trebuie să mergi, fără să ascunzi ce consideri tu că nu e relevant să spui medicul respectiv. Deci suntem de acord că e bine să facem ceea ce ne face să ne simțim bine în pielea noastră, dar să respectăm anumite proporții ca să avem un echilibru. Vrem să arătăm bine, nu vrem să arătăm ridicol. Cu siguranță. Și de reținut încă ceva, deci acid hialuronic în partea inferioară și botoxul în partea superioară a feței. Cu siguranță, botoxul se poate aplica în mai... Botoxul corectează sau previne apariția unor riduri sau le înlătură din diverse etaje ale feței, iar acidul hialuronic susține structurile pielii, dă volum și elasticitate în structurile pielii care au fost erodate de procesul de îmbătrânire. Deci este bine să și prevenim un pic. Bine, acum nu cred că vorbim de vârsta de 20-25 de ani, nu cred că și are rost. Nu, și eu consider că la o persoană de 20-21 de ani nu e necesar să se gândească la aceste tipuri de tehnici. Cum spunea Cioran, nu furtunile violente lasă urme pe fața noastră sau pe pielea noastră, ci cele care erodează ca și conștiința, la fel ca și timpul, viața noastră. Iar pentru sfârșit vreau să-mi spuneți dacă este ceva important ce nu am punctat și credeți dumneavoastră că ar mai fi de spus. Cred că ce aș mai puncta ar fi trei diferențe, să zic, care eu le văd în diorama acestui tablou între produsele dermatologice, dermatocosmetice și cosmetice. Ne referim la trei tipuri de diferențe în ceea ce privește ingredientele substanțelor active, care sunt ingrediente selecționate într-un proces de selecție atent, fără tipuri de alergeni, care se folosesc și pentru tipuri de ten sensibil. Apoi o altă diferență ar fi în procesele de producție al acestor tipuri de preparate și modul de aplicare a lor și de utilizare, pentru că toate cele trei tipuri de produse se adresează unor categorii diferite de persoane. Unele dermatologice și dermatocosmetice de la îngrijirea tenului până la tratarea unor patologii ale tenului, iar produsele cosmetice se adresează persoanelor sau pentru marea majoritate a populației pentru diverse tipuri de îngrijire sau de susținere a unei imagini care estompează sau ascunde anumite tipuri de probleme, dar nu acționează pe cauze, ci acționează doar pe efecte. Mulțumesc mult de tot! Și eu vă mulțumesc foarte mult!